Gata, asta peștele e vizantiu, asta e vizantiu, îl nostru. Recunosc. Mi era frică puțin la început, chiar dacă am spus că nu am emoții, acolo mi se muiau picioarele. I-a ieșit. Ești mulțumită de cum arată? Da. Ia. Chiar sunt curios. Și acum? Nu știu ce reacție o să aibă, jur, când o să guste, dar am emoții mari. Gata, a pus farfuriuța. Ce avem noi aici? Filet de somon, pe pată de sparanghel, cu paste decorative. Sper să fie foarte bun. E foarte bun. Să-mi rămână și mie o bucățică. Eu sper să mai rămână sparanghel pentru mine. Sperie. Și pe mine. N-am făcut bine, nu? Cum crezi dumneavoastră, faceți bine oricum. Mulțumesc că ești extrem de amabilă. Ia să vedem ce ai făcut tu aici. Puțin somon, paste. Îi place. Place. Pastele puse lângă nu au fost calde, nu au fost fierte împreună cu somonul. Deci n-aveau aceeași temperatură. Ceea ce, în mod normal, nu se face. Asta, da. Cu toate că gustul nu e rău. E bun. Bun. Da. O șansă. E greu, nu e atât de simplu. Da, 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 da! Da, da. Îmi crânțăne dinții de emoție. Da, am emoții cosmice. Eu zic... Stai un pic. Da! Stai, nu, Horia, stai un pic. Așa, nu, chiar o chestie serioasă. Îmi pare rău. Cred în tine, ești o fetiță isteață, curajoasă, puternică și o să suporți răspunsul pe care îl vei auzi de la noi trei în cor, da? Spunem toți trei în cor, da? Răspunsul este da. Da! Sincer, nu mă așteptam să trec, dar am trecut. Fiindcă nu mai am... glas să spun ceva. Cine este singurul dintre noi de la care poți învăța ceva? De la prințesa Polonic, care are un blog cu rețete și care gătește, da, o să și brioșe, să la brioșe și deserturi, de o să-ți se facă greață. Și ciorbițe și tot ce-ți dorești tu. Mamă, ceafă de porc. Aceleași lozinci, aceleași lozinci, draga mea. Eu știu să fac și ceafă de porc, știu să fac și brioșe, știu să fac și torturi. Cine crezi tu că îți poate da strălucire? Eu aleg să merg în echipa. Aveam emoții și nu prea știam pe cine să aleg. Așa că m-am gândit pe moment. Și m-am gândit că fetele ar vrea de obicei la prințesa Polonic. Am să merg în echipa lui Hoi. Bravo! Draga lui Moșu! Vino să te pupai! Normal, scufița bravo! Roșie. Exact. Unde să se ducă scufița roșie? Decât în ghiarele lupului. Exact! Bravo, Lisa, bravo! Mă bucur de alegerea pe care a făcut-o și sper să fie alegerea corectă și câștigătoare. Sunt cheia succesului pentru oricare copil mă alege.